În ultima perioadă, fenomenul denumit homeschooling a început să apară și în rândul familiilor din România, din ce în ce mai mulți părinți optând pentru educarea copiilor acasă, în detrimentul școlilor de masă. Recent, câteva persoane publice din țară au declarat că au adoptat deja conceptul de școală acasă. Unii dintre romașcani s-au arătat reticenți atunci când au fost întrebați despre părerea lor în privința acestui fenomen. Părerea aveți despre homeschooling? Nu știu dacă ați auzit, este un fenomen nou în România. Nu știu despre ce este vorba. Vă spun pe scurt, adică părinții nu-și mai dau copiii la școală, la grădiniță, la învățământul de stat, ci îi țin acasă și învață din surse proprii materiile pe care copiii le învață în mod normal la școală. Ar trebui să-i duc la școală, adică sau grădiniță să învețe. Dacă nu au parte din școală sau din învățământ sau așa, nu rezolvă nimic. Adică nu o să poată să lucreze nicăieri sau... Na, ce vreți să vă spun? Sau... N-au posibilitate, adică să ajungă ceva în viață, deci, na. Dacă nu ai carte, n-ai parte, ca să spune. Ce părere aveți despre homeschooling? Nu știu ce înseamnă mai întâi. Homeschooling, adică școală acasă. Da, am înțeles că homeschooling, știu ce înseamnă de anumit, dar nu am auzit de asta, deci soția lucrează în învățământ, dar n-am auzit-o vorbind despre așa ceva. Particulare, dar nu... Nu, acasă, chiar acasă și sunt adepții ai acestui fenomen. Că acasă învață aceleași materii. Problema e copiii care nu poate să meargă la școală când au mijloace, la școală obișnuită. Nu o văd. Nu cred că reprezintă un procent atât de mare. Și mă gândeam că totuși un scop al învățământului ăsta general era și socializarea copiilor, nu izolarea lor, cum vor să facă învățământul acasă. Dar eu știu, fiecare părinte gândește pentru copilul lui, nu? Îi vor ține acasă și vor învăța acasă materiile de la școală. Da, e o idee foarte proastă. De ce? Pentru că așa nu o să mai veți comunici cu alții. Și ar fi mai bine, cum am fost și noi de mici, dați la școală. Învățați să comunicăm. Da, ce crezi că... Ce plusuri crezi totuși că ar avea acest sistem față de cel de stat? Nu știu, eu țin asta cu comunicarea. Cred că ar fi mai bine. Cum am învățat și noi de mici. Și asta. Ministrul Educației și Cercetării Științifice a declarat că dacă părinții optează pentru sistemul homeschooling, vor exista anumite riscuri pe care vor trebui să și le asume atunci când aleg pentru copiilor acest sistem. Unul dintre aceste riscuri se referă la minima posibilitate sau chiar imposibilitatea copiilor de a se întoarce în învățământul public după mai mulți ani de școală acasă. În prezent, în România, aproximativ 1000 de familii au optat pentru homeschooling.